Unu și nu puteam, pur și simplu desfința, pentru că observați câte acest lucru la câte faze de date trebuie într-un punct care se îndeplinească condițiile Schengen. Noi abordăm cu maximă atenție relația cu frații noștri de peste prut. În primul rând, prin faptul că în 31 martie se vor da primele permisuri pentru micul trafic de frontieră.